Radio Vocea Speranței din punct de vedere epidemiologic, eczema este una dintre cele mai dese afecțiuni dermatologice, constituind între 20 și 30% din totalul spitalizărilor. Exemele pot fi endogene, exogene și mixte. Discutăm în emisiunea Pro Sănătate de astăzi despre eczema endogenă și anume dermatita atopică cu domnul Mircea Bețiu, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, șeful catedrei de dermatovenerologie din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemețanu. Mate, domnule Bețiu, bine ați revenit la Radio Vocea Speranței. Bună ziua, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre exeme. Vreau să facem o introducere. Ce sunt ele și cum le clasificăm? Ok. <coughs> Exemele sunt una din cele patru dermatoze alergice de bază. Deci noi avem grupul dermatitelor de contact bară exeme, asta e un grup, avem, care de fapt intră și dermatita atopică, Doi, deci sunt, este grupul prurigourilor, prurigour, în rusă e poate lumea cunoaște. Trei, este grupul urticariilor și patru, este grupul vasculitelor alergice. Desigur, cum ați spus dumneavoastră, partea leului îi aparține dermatitilor exemelor, pentru că, într-adevăr, cam vreo 70% din Total, revine acestui grup, cam o treime revine consultațiilor în policlinică și cam tot așa, 20% spitalizărilor în clinicile de dermatologie. Adică este o problemă, să zicem, de sănătate publică, pentru că este foarte des întâlnită. Exemplele sunt diferite. Ele, <coughs> Ele sunt unite după principiul de dezvoltarea a procesului alergic. Adică de fapt ele sunt reacții de tip 4, de tip întârziat sau celular, de desensibilizare care presupune că deci alergenul care provoacă eczema de obicei este unul de contact. Adică el vine în contact cu pielea <coughs> în rezultatul anumitor condiții create, patologice, acest contact este perceput de către anumite celule care percep acest impuls, deci antigenul, alergenul respectiv este procesat, făcut pe înțelesul sistemului imun și prezentat apoi, deci, linfocitilor T, adică unui component a sistemului uman, rezultatul căruia se dezvolte un răspuns celular, deci prin dezvoltarea de limfocite sensibilizate la un numit uh, alergen. Și deja la următorul contact, uh, care de obicei, deci uh, durata de sensibilizare primară durează cam de la o săptămână la trei săptămâni, <coughs> după care se dezvoltă această stare de sensibilizare de contact și la următorul contact deja organismul va răspunde cu mobilizarea acestor limfocite sensibilizate care vor iniția în locul de contact procesul inflamator. Într-un organism deja sensibilizat răspunsul este cam într-o 48 72 de ore. Oricum este un răspuns întârziat. Deci nu e ca la urticarii, unde imediat ai făcut contactul și timp de o minută sau maximum o oră, deci prezinți leziune sau alte manifestări a sensibilizării imediate. Aici, deci, sensibilizarea este tardivă, adică ea se manifestă cel puțin peste 48-72 de ore iar dacă vorbim v-am spus pe scurt ca să înțelegeți mecanismul de dezvoltare a exemelor. Dar ca și clasificare avem două tipuri, adică trei până la urmă tipuri de exeme, adică avem exeme exogene, unde factorul principal de sensibilizare este unul din mediul înconjurător. Asta se referă în primul rând la dermatita de contact alergică al doilea grup sunt exemele endogene, unde, la care vorbim astăzi despre dermatita atopică, este o exemă endogenă, în sensul că organismul trebuie să aibă un, un sistem imun care răspunde patologic la anumite solicitări alergenice. Adică, E o exemă uh, congenitală, să zicem așa, sau născut cu ia naște. adică cu acest răspuns patologic, tu îl moștenești de la, de la predecesori, adică de la părinți, de la bunei, sau, mă rog, uh, îl dezvolți cumva acest, aceste mutații, dar mai puțin probabil să le, să le dezvolți intrauterin. De obicei, ele sunt moștenite, de aceea în exemă endogenă este foarte <coughs> important să stabilim acest, această anamneză familială. Și există exemele exoendogene sau mixte care acum au migrat în grupul celor endogene unde pe lângă o predispunere tot așa moștenită, genetic, există și un factor bine definit care provoac, extern care provoacă această exemă. Deci, printre aceste exeme de origine mixtă sunt bine cunoscuta dermatita seboreică sau eczema seboreică este exema varicoasă, sau distază, de deci eczema microbiană și așa mai departe. Despre ele astăzi nu vorbim. Da. Vreau să ne oprim la dermatita atopică. Care sunt manifestările clinice și pe cine afectează mai des? Ok. Dermatita atopică este o problemă care se manifestă în primul an de viață pentru că ea este moștenită. Ce se moștenește? Se moștenește de fapt atopos înseamnă în afara locului sau nu la locul potrivit, adică o reacție stranie. Se moștenește acest răspuns imunopatologic deplasat, așa care nu este normal. El constă în faptul că, de fapt, ca să înțelegem natura exemiei atopice, un pic trebuie să -mi fac o incursiune în imunopatologie, nu știu dacă este cazul, dar în două cuvinte, deci, deci, noi moștenim anumite gene care fac ca sistemul imun să nu răspundă adecvat la solicitarea cu alergen, dar să răspundă deci, doar într-un singur mod. Deci sunt de fapt câteva, până la, până la nou scenarii de răspuns imun, normal. Dar aici în dermatita atopică va fi un singur răspuns, care va deveni evident patologic. Adică la orice solicitare antigenică, nu e, nu e flexibilitatea aceasta de răspuns imun, și el răspunde cu un răspuns care, îi spunem, T helper 2. În rezultatul acestui răspuns, deci se se activează calea prin care, prin care se formează imunoglobulina E în, în cantități mari, iar imunoglobulina E va se va lega de celulele care au receptor pentru imunoglobulina E și asta sunt în primul rând bazofilele în sânge și mastocitele în, în tăsuturi, și respectiv reacția dintre antigen și anticorp evoluând sau petrecându-se pe suprafața acestor celule va conduce la degranularea lor adică acești copii la orice solicitare antigenică vor exfuza din aceste bazofi, din bazofili bazofil și din mastocite vor, vor elibera cantități mari de histamină, bradicinină, serotonină, deci substanțe care produc două efecte principale. Pe de o parte, le produc vazodilatație periferică, care se manifestă prin roșață, eritem, în da. primul rând la nivelul feței, da, cu asta este prima manifestare dermatite atopice, deci eritemul ăsta infantil sau eczema infantil, obraji roșii pe care pot apărea vizicule, papule mici, zămuire și așa mai departe. Prima manifestare. De pe urmă, ele se răspândesc pe părțile de extensie a membrilor. De asemenea, poate, poate apărea și în rezultatul vasodilatației, poate apărea urticaria. De asemenea, datorită vasodilatației periferice, poate apărea renita, conjunctivita, alergică, de obicei asta e, sau renita vazomotorie, asta e mai, mai, mai târziu. Și a doilea efect care poate face serotonina, histamina, asta să facă bronchoconstricție. Adică acești pacienți pot să dezvolte uh, să fie bronșit uh, cu component obstructiv, să fie chiar astm bronșic. Adică și uh, o altă manifestare sunt colice intestinale. Adică este un complex întreg de uh, manifestări care noi le includem în sindromul atopic. Și unul dintre ele este dermatita atopică, care se manifestă prin anumite leziuni cutanate. Uh, și spuneam că dacă să facem, uh, uh, să, să dăm detalii despre clinica dermatitei atopice, prima manifestare, cum spune, este eczema infantilă, ea apare undeva uh, cel de vreme la o lună după naștere, uh, de obicei la două-trei luni, deci, iar limita superioară este undeva 8-9 luni, 12 luni, adică pe parcursul primului an de viață, apare această exemă infantilă cu obraje roșii și cu leziuni pe părțile de extensie a membrilor. După care, după care deci, în asemenea fel, exema atopică sau dermatita atopică derulează până la 2 ani, după 2 ani de viață deja apar alte manifestări, acolo se schimbă profilul de răspuns imun, de la T-Helper 2 la T-Helper 1, și apare propriu zis eczema, așa cum o înțelegem noi, cu leziuni care trec de pe partea de extensie a membrilor pe partea flexorii, deci în pliuri, Provocând un prurit foarte pronunțat la care pacientul aplică grataj, adică se scarpină și în rezultat în pliuri cubitale, adică la pliul cotului, la pliul genunchiului apar niște leziuni de piele îngroșată sau piele lichenificată, ridată. Da? Cu... Iată, aceasta este evoluția în, după 2 ani, iar după 12 ani eczema atopică rămâne doar la 10%, adică până la urmă 90% către vârsta de 12-14 ani din pacienți sistemul imun se adaptează și începe a înțelege când trebuie și ce, ce fel de răspuns să, să, să aplice, da? adică nu mai greșește cu acest răspuns și într-un fel dermatita atopică se autolichidează. Da? Și doar la 10% ea rămâne sub formă de dermatită atopică a adultului, care se exprimă fie cu neurodermită, deci circumscrisă sau difuză, fie cu, deci la mamele care lăptează cu exemă perie mamelonară, exemă areole mamare și sfârcurilor, da, la alăptare, fie exemă numulară, când apar niște focare rotunde care arată ca monedele simetrice de obicei, da? Deci diferite manifestări tardive de dermatită atopică rămân doar la 10% din pacienți. Iată, asta a fost clinica exemii în da. linii generale, exemii atopice. Cum tratați aceste dermatite atopice la copii? Ok. Eu am spus doar despre calitatea răspunsului imun, dar mai este o, o, altă, o altă latură a dermatitei atopice, este xeroza, adică uscăciunea piele, Adică ca, ca eczema, ca alergenile este care să se între în contact cu uh, celulele care activează sistemul imun, pielea trebuie să fie uh, uh, uscată. Deci, din start, pacientul atopic are o xeroză, adică o uscăciune extremă a pielei. E, și pe fundalul acestei uscăciuni, deci, se dezvoltă eczema propriu zis așa cum am povestit. E, și atunci, e evident că e, sunt două sarcini. Deci, pe de o parte, este sarcina de în tratament, de a combate... Acest sistem imun care reacționează imun, patologic, adică de a ajuta sistemul imun să, să se tempereze, să-și tempereze răspunsul, să nu răspundă cu reacțiile acestea fie de tip imediat, fie de tip întârziat, care pot avea loc în răspunsul atopic. Așa, pe de o parte și pe de altă parte asta să asigurăm sau restabilim funcția de barieră cutanată, să hidratăm foarte bine pielea, să-i dăm emoliente, să-i dăm lipide, să-i dăm tot ce trebuie ca pielea să nu mai permită alergenilor să intre în contact cu acele celule a sistemului imun care îi așteaptă într-o piele lezată, da? De ce în tratament noi pe de o parte acționăm asupra sistemului imun, spuneam, cu deci temperăm cu antihistaminice, da. cu hiposensibilizante, cu deci, preparate care îmbunătățesc circulația periferică, așa, pe de o parte, iar pe de altă parte noi aplicăm creme. Deci creme cu corticosteroizi, deci cu, adică toți cunosc noțiunea de creme hormonale, să zicem da, așa, da. dar adaptate pentru copii, la vârstă, da. și, ca, și, ca, și, ca și substanță activă, dar ca și excipient. Adică, să zicem, dacă este vorba de un copil uh, mic, da? Deci, uh, în primul rând, nu e de dorit să folosim uh, creme corticosteroide până la vârsta de 12 luni, adică de obicei după un an. Și primul... primul corticosteroid topic care îl folosim, asta e zonă propionat. Nu, nu clobetazol, adică toți cunosc noțiunea de triderm, da? Eu nu vreau să folosesc, dar bine spun. Toți când îi auz, de medici de familie începe a da triderm la dreapta și la stângă. El conține cel mai potent corticosteroid care e absolut contraindicat la un copil mic Chiar și la un copil de 7, de 10 ani, nu, nu este dorit să-i dai triderm în care se conține deci, corticosteroizi superpotenți. Deci la copii se dau corticosteroizi cu potență medie sau joasă care, care, vor acționa și nu vor provoca reacții adverse. De aceea și corticoterapia topică, adică cu cremele astea trebuie să fie adaptate, pe de o parte, iar în anumite cazuri noi putem să scăpăm sau să evităm administrarea de corticosteroizi topici administrând un alt grup de preparate locale antiinflamatoare care se numesc inhibitori de calciu în urină. Deci este crema cu pimecrolimus sau tacrolimus, da? Nu o să le spun denumirea de firmă ca să nu fac reclamă. Așa, deci ele sunt un substituent eficace în conduita locală a dermatitei atopice. Deci asta e componentul antiinflamator sau ceea ce dăm noi pentru inflamație, pentru acest sistem imun. Și a doilea, spuneam, în tratament obligatoriu este hidratarea. Deci aici trebuie să dăm creme. Emoliente. Emoliente, da, care, deci aceste creme trebuie date din primele luni de instalare a dermatitei atopice, și până în, deci în pânzele albe. se zi. doar pe zona unde este afectat ori pe tot? Cremul, cremele hidratante se administrează pe toate zonele posibile, da. iar corticosteroizii se administrează țintit doar pe leziuni. Dar cremele hidratante, care conțin, să zicem, acid salicilic, acid lactic, deci este cu urei foarte bune, creme hidratante care conțin urei, mocevina în rusă, da? Ele permit, cu lipidie, deci permit restabilirea barierii cutanate, ajută la, la deci, de, nu permit alergenilor de contact să între, cu, spuneam, cu acele Celule din piele care inițiază răspunsul imun patologic. Deci dacă restabilim bariera cutanată, iar asta înseamnă că combatem în primul rând pruritul, deci pru, combaterea mâncărimii pruritului, care este un flagel al dermatitei atopice, este practic cel mai important lucru, da? Pentru că poți să combati pruritul, pruritul când ai o piele hidratată și când, ai, când pielea nu este inflamată. Deci dacă reușești să faci aceasta și copilul nu se mai scarpină, deci practic el a sub control dermatita atopică și ea se vindecă. Mai sunt și alte lucruri pe care ar trebui să, de care ar trebui să țină cont părinții atunci când îngrijesc copilul, nu știu, să nu-l spele cu apă prea fierbinte sau să nu să da, nu, adică nu bronzeze prea tare sau orice, care alte orice produce inflamații, iritații, da. Dermatita atopică asta nu e numai alergii, deci pielea fiind foarte sensibilă, cu barieră cutanată lezată, să zicem așa, ea va răspunde prin inflamație la orice iritație. Adică nu e, nu e obligatoriu să dezvolte alergii. Adică, cum spuneați, o haină mai aspră, bilână, da. să zicem, sau baie mai fierbinte. Sau, eu știu, un antiseptic, ceva mai agresiv. Toate conduc la iritație. Și imediat cum apare iritația, adică apare inflamația, apare pruritul. Copilul începe să se scarpine și se face un cerc vicios. Adică apare pruritul, pruritul duce la grataj, la scarpinat, scarpinatul duce la leziuni, iar leziunile provoacă iarăși prurit. Și tot așa cercul se închide. Adică ca să tratezi o dermatită atopică, trebuie să rupe acest cerc vicios de autoîntreținere a leziunilor. Adică să combați pruritul, să combați orice iritație a pielei. Adică trebuie să-i faci copilului așa un regim și un sistem de, de, de contactare cu diferite substanțe care, care nu-i provoacă iritație, nu-i provoacă inflamare. Cât de des se întâlnește la noi în țară Dermatita atopică. Sunt niște date statistice. Da, sunt niște da. date statistice, și, din păcate, ele sunt emergente, adică cifrele cresc. Acum se constată undeva un nivel de 10%. Din 10% din populație, vă dați seama, fac dermatita atopică. Adică, întrebați orice mamă, la 2-3 luni de viață, copilul dumneavoastră a avut obraje roșii sau mai târziu sau mai devreme și bu, foarte multe mame vor spune da, a avut după care apare pielea aceea uscată după care apar leziunile deci mâncărim copilul se, se scarpină și așa mai departe apar câteodată leziuni ok, ea poate trece într-o formă așa mai legeră. legeră, da, sau chiar deci, pe neobservate sau ignorată fiind de părinți dar poate avansa conduce la exeme exudative care se manifestă cu leziuni cu vezicule, cu eroziuni Acestea cu sunt complicațiile da. nu, asta e, nu, asta e o evoluție naturală a unei exeme Exema, are, este, da. exema clasică are uh, faze bine definite, deci ea începe foarte ca, ca lumea să poată să o recunoască pe scurt vă spun, deci cum începe o exemă? Exema începe prima fază, faza eritematoasă adică pielea se înroșește începe a te scarpina, pe fundal de scărpinat apar mici, mici vezicule, papule mici și vezicule, adică niște beșicuțe da. care apar în grupuri. Ele se deschid și produc faza de zimuire, adică se formează eroziune, adică un fel de pierdere de continuitate a integrității pielei și o degajare a lichidului. Apropo, faza aceasta de zimuire, ea înspăimântă câteodată numai pacientul, dar și medicii care nu știu ce înseamnă exemă. Așa și când vin în camera de gardă și văd un focar zimuitor, deci e o problemă. Cum se oprește această zimuire? Dar nu este altceva decât o fază evolutivă firească pentru exemă, în paranteză. D adică în ghilimele. După care, după faza de zimuire, când se elimină acest exudat seros, el se usucă în cruste, vine faza de crustificare. Și în faza de crustificare, apropo, este periculoasă prin faptul că dacă nu înlături crustele, de sub sunt eroziuni, adică răni, să zicem da. așa, superficiale, foarte repede se dezvoltă infecții. Și una din complicațiile, cum spuneați, da, a exemii, da. este impetigenizarea, adică piodermizarea, adică complicarea exemii cu infecții bacteriene a pielei. Ajunge o bacterie acolo și se... Stafilococul se mulțește, streptococcus, se mulțește și eczema se complică cu piodermie, spunem, sau pios înseamnă puroi, adică deja apare puroi. În mod normal, în exemă nu ar trebui să apară puroi. Dacă el a apărut, înseamnă că este o, o exemă care nu a fost tratată corespunzător. După căderea crustelor și epitelizarea eroziunilor, se transformă exemă în faza de trece în faza de descuamare. Adică o, o piele recent refăcută care un pic descuamează fragmente Scojește. Scojește, da, da. Cojirea aceasta, mersi. Și iată, în această fază se revine în forță pruritul. Și dacă pacientul începe a-și scărpina uh, pielea aceasta recent refăcută care se cojește, ea se îngroașă și se face piele lichenificată, deci o piele aspră, îngroșată, ridată, da? Uh, asta deja este vorba de o eczemă cronică. Iată, acestea sunt fazele evolutive a exemii, care sunt aplicabile și în dermatita atopică, dar și în alte exeme care am menționat da. la introducere. Iată, asta e. În final, vă rog să veniți cu sfaturi pentru pacienții care suferă de aceste dermatite atopice, ori care au copii care au aceste dermatite, în general pentru cei care au exeme. Ok. Sfatul... Uh... Vedeți care e problema în exeme. Dacă ea este o problemă congenitală, adică născută. dacă unul din părinți a avut piele uscată, dermatită atopică, probabilitatea de transmitere, și altul nu, da? Probabilitatea de transmitere este sub 50%. Dar dacă ambii părinți au fost cu exeme în copilărie, probabilitatea de, de transmitere este mai mare de 50%. Adică se apropie practic la sigur. Adică copilul va face dermatita atopică indiferent de măsurile de prevenție care dumneavoastră o să le aplicați, dacă este programat să o facă prin, prin mutațiile cele moștenite genetice. Și depinde de dacă îi cu ambii părinți în istoric cu dermatita atopică, la sigur va face și el. Odată ce s-a instalat dermatita atopică, deja aici, desigur, părinții trebuie să conștientizeze că aceasta este o problemă care se adresează sau deci trebuie să-i faci față pe o durată destul de lungă, da? Asta poate fi ani de zile, da? Adică aici trebuie medicul, dermatologul sau medicul de familie sau psihologul să-i explice acestui părinte că ea nu se rezolvă cu pastilă magică, nu există pastilă magică pentru eczema atopică, pentru că ei sunt mutații genetice, da, și... Organismului trebuie ceva timp ca să le co corecteze, da? Și această corecție la unii nici nu se nu, nici nu se întâmplă, spuneam, că 10% vor rămâne cu această problemă pe Toate durata viețile. întregii vieți, da. De aceea aici da, și ceea ce ce este necesar ca părintele să înțeleagă că copilul acesta necesită un mediu și o o, deci, o abordare specială, da? Adică trebuie să-i faci un mediu hipoalergenic acolo unde locuiește da, copilul. Adică să, să, să te strădui ca pielea să nu fie iritată prin haine aspre, prin, cum spuneați, băi mai ferbinți, prin... Deci tot ce înseamnă deci, de coton, Lingerie să fie albă, să nu conțină coloranți, coloranți da. și așa mai departe. Da. Asta e pe de-o parte. Pe de-altă parte tot ce înseamnă dietă. Deci dieta, pentru că factorul alimentar, nu n-am spus de el, dar el tot este o, un da. factor provocator care menține acel prurit și acea eczema atopică. Adică aici trebuie să-i dai o, o dietă hipoalergenică, așa? după care să, să deja să-i combați uscăciunea cutanată. Deci aici fiecare baie trebuie urmată de aplicarea de creme. Sau baia trebuie, însă și baia trebuie să fie făcută cu substanțe care nu usucă. Deci pielea sau conțin creme hidratante, acele săpunuri sau șamponuri și așa mai departe. Plus, imediat cum apar leziuni inflamatorii, ele trebuie adresate prin efect antiinflamator, fie a corticosteroizilor topici, fie a inhibitorilor de calcio-neurina, adică să nu uh, neglijeze acele manifestări ale dermatitei atopice, ele trebuie tratate, așa, și iată, uh, și aceasta să fie uh, să fie o, deci, aplicabil uh, și pentru uh, mamă, dacă al, alăptează, să zicem, mama, dacă alăptează, mai ales acum e... Uh, în laptarea să fie cât mai de durată, desigur mama tot trebuie să țină dieta, deci să depună și ea un efort, să nu mănânce tot la, la, rând și astfel să l expună pe copil la, la alergeni. Adică acel regim de prevenție a contactului cu alergenii și iritanții, combaterea leziunilor existente, asta este cheia succesului în abordarea unei dermatite atopice te, domnule doctor, mulțumim pentru aceste informații. Succes în activitatea dumneavoastră și să ne reîntâlnim cu bine. Mersi și dumneavoastră și vă doresc succes, faceți o treabă minunată. Mulțumim. Dragi ascultători, atât a fost pentru astăzi. Am discutat despre exemele endogene și anume dermatita atopică cu domnul Mircea Bețiu. Vă aștept cu drag și data viitoare. Aveți grijă de sănătate, numai bine. Radio Vocea Speranței